Taraba e deschisă, vrea careva marfă, haideți. Cu 12 pic nu te joci. Nu faci românești, nu alea. La 4 milion, 2, 3. Nu trec, bă. Bă, nu trec, bă, ești nebun la cap. Făcui și pe asta, adică cu spatele intersecție. Bă, ești nebun, mă. Poliția. Ia uite, poliția, ce lopesta, mă, viața mea, bă. Bă, dar eu nu înțeleg, mă, de ce l-oprești în mijlocul drumului, mă, așa. În halul ăsta, bă, animalule, bă. Nu-mi place, bă, ce se întâmplă, bă, mă, eu mă doare mintea. Eu mă duc așa, bă, pleacă aici încolo cu paleții voștri cu totul. Lăsați-mă, că mă doare mintea, mie nu-mi trebuie ceva. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou Cox Vlog. Mamă, transpir aici. În vlogul de astăzi, viața, iată ce avem aici, ca să faceți parte la această conversație, va trebui să apăsați pentru primul și în primul rând butonul de like, după care să vedem cum stăm. Cine mă sună? Nu mă sună nimeni. Nu, nu. Să vedem cum stăm și ce mai facem. Nu uitați că în vlogul de ieri am îmbordat paletul și s-a rezolvat problema. Dacă vreți să vedeți cum s-a rezolvat problema, verificați vlogul de ieri. Acum am mers la următoarea destinație. Avem cât de cât de mers până acolo. Va trebui să dau jos până și bluza asta de pe mine. Începurăm ușor dimineața. Power cu dat-o geacă, dat-o. Uite, bă, pe aici am mai fost, bă, 3. E codul 3R și Q am fost, la E n-am fost. Și băgăm E. Bun, aici am fost. Aici am fost, undeva în Chester, cred că e. Rapid, da, 35 de kilometri, viața mea. Deci mai am o descărcare, două descărcări, 3 descărcări, 4 descărcări, 5 descărcări, 6 descărcări. Bă, 6 descărcări, bă, viața. 6 descărcări, bă. Încă 6 să mă bată, mă. Păi, dar luă ăsta. Bubbles. 4 bucăți bubbles. Mai avem o bubbles de aici. 4 bucăți bubbles din ăsta. Le dui jos 6, bă. Să mă duc să-l întreb pe ăsta, mă. Oare mi-a fi luat 4 bubbles și mi-a trebuit să mai las 4, 2 bubbles într-o parte? Ia să mă uit, mai las 2 bubbles într-o parte din ăștia, bubbles. Bubblesul un nou e, bă, că e greu pe 7, pe 12 tone, bă, viața mea. Box. Vreau să-i dau un singur palet aici. Unul singur, da? Da. O să-i dau încă unul singur. O să-i dau încă unul singur. O să-i dau 2 paleți. Bă, să mor eu nemor că să verific, bă. Am 2 bubble și aici. Mă duc să mă verific în report că viața mea, ca să nu cumva să mă duc în altă parte să fie de-al doilea 2 bubble și, și după aia să aia, știi? Hai să verificăm remorca. Aici ce bubble m-am mai ceam. Ce bubble și mai avea o viața mea aici. Bubble și Bubbles. Clientul următor este 1399. Codul. Asta ce e? Nu e. Asta este pentru un singur client, cred că, mă. Scrie 2X. Pentru un client, da. Așa, pentru unul client, da. Bun. AC. A, D, S. Nu, ăsta e AC. AC, ăsta e cu AC, AC, așa, 2. Codul e 1399. Sau 136. Open end. Bă, să mă bată mama dacă o știu, toată viața mea nu mi-a plăcut așa ceva. Ăsta e pentru ADS, da? Un palet, numai asta e. Ăsta e un palet, da? Să-i să nu le încurbă, că dacă le încurc am berit, o să mă scuz. Că nu mai știu unde să mă mai duc după aia. Un palet e ăsta pentru Salons Direct.
136. Păi nu, Claire Salus. Asta e AC. AC, ăsta e. Asta trebuie să fie. O 1235 metri. Bă, nu-mi place, bă, ce se întâmplă, bă, mi-o doare mintea. Eu mă duc așa, bă, pleacă aici încolo cu paleții voștri cu totul. Lăsați-mă, că mă doare mintea, mie nu-mi trebuie așa ceva. Mie nu-mi trebuie așa ceva. Nu-mi trebuie, hai. Ieși că te iau. Oi vedea, dacă cumva am luat alții, mă întorc înapoi și văd. Le spun, bă, dați-mi paletul înapoi, că vă dau cu el în cap. Mie nu-mi trebuie deși, am. Gata. Tita mai regele șoferilor să facă inspecția la marfă în camion. Hai, ieși. Ieși că te iau. Nu-mi trebuie. Hai că vedem noi dacă e unde ne ducem. Deschide ușa, mă. Dacă duce și vedem unde e, dacă e. Și pe unde descărcăm. Înțelegi? Nu pot eu să-mi bat capul cu atea. Atea tehnologie. Ăsta a avut 4 paleze, a luat 2. 4 roliru, 6 roliru. Mă doare mintea. Bun. Revenim. Fii atent, descărcăm colea așa și te întrebai pe ăsta. Există rola aia ta? Zice, nu. Îi spui, bă, de agenție. Acum eu când deschid taraba. Eu când deschid taraba, deci mai zic, taraba e deschisă, vrea careva marfă, haideți. Băi, acolo, frate, și e referință, mă. Și e referința acolo. Ăsta o să-mi ia, mă apăreți ăștia, cred că. Ăla care fură sturat, Milo. Îi ia pe ăștia 4. Rămân cu ea 2 pe față, cred că. Și cu ăla de acolo. E power, n-avem stres. Bă, dar de repede se deschide prelada asta. E mal. N-ai stres. Nu prea ai stres mare cu. Adevărul e că îți bați capul cu filme, te duci colo, 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 colo. Uite-l ea! Japonia, uite-l! Vedeți? Uite-l ea, ea! Ea! Malu, mă! Dă-te că vine malu, mă! Gata, a venit, uite-l! Hai de capul meu, mă! Ce să bă și cu agricultura asta, bă, în Liverpool, deși duc cum fac oamenii agricultură în Liverpool, bă. Viața mea, bă, ce ai? Mori. Bă, frate, mai avem 2 livrări, viața mea, 2 livrări, dintre care, ba, 4 livrări, dintre care 2 în Liverpool, asta ajung în 5 km și încă una în Liverpool, după aia mă duc în Wigan. Acolo încă 2 marfă nu prea mai e. Tu îi pare să se mai grebe față. În rest, la revedere, Lali. Aici unde mergem? Stânga? Ce vreau să fac stânga? N-am fost pe aici niciodată, prin zona asta n-am fost niciodată. N-am fost, nu. Nu prea vezi tiruri pe aceea. Cel puțin nu văz eu niciunul. Șeptici vezi. Probabil e băgată rău firma asta pe aceea așa. Dar de obicei tirurile au voie cam peste tot, numai. Și prin, inclusiv prin centrul Londrei au voie, da, păi. Știi? Ești că te iau, nu vezi? Că te iau. Și te duc, și te duc, și te... De ce țâma așa, mă? Stai că ce, nu mai știu cine are prioritate, mă. Nu mai știu nici cine are prioritate. Bă, mă doare o lene, mă, viața mea. Zbiară lenea mine, știi cum? Vai de capul meu, mor. Ce ai? Hai că vă țin la 380 când vă la livrarea asta și la aia altă. Păi să plecăm acasă, bea o bere, să mă cul 2-3 ore, să mă apuc de editări puternice, că e greu. GoPro stop recording. Zgârie nori și Liverpool ăsta, bă. Ce zgârie nori și pe aceea, bă. Văd niște parcări din alea înălțate, bă, viața mea.
De alea cum vezi în filmele americane. În construcție, uite acolo ce fain, iară, castele peste castele. Uite, în sfârșit văzut și un tir, bă, parcă mai văzut unul cu două. Mamă, nu stau confortabil deloc în șeptica asta, parcă am, în 12 asta, parcă am picioarele ăsta la gură. Ia uite-le. O, tălăia Japonia, a. Un trec. Hop, hop. Ce fă așa? Ce joc, sule? Stai frate, mână. Dă-i el să ieși tu verde-l la, hai. Hai, că trebuie pe galben dacă trebuie. E cui dacă e, hai, hai. Acum unde mă, în stânga. Stânga că intru în tunel. Hai bă, dați-mi și mie, lăsați-mă, gata, bun. Hai că stau mai pe drum așa că eu n-am locul ăla la asta să mă încadrez, știi? Din cauza asta, tu-i mai pe drum așa, știi? Ia uite poliția. Ia uite poliția, ce loc pe ăsta, mă, viața mea, mă. Bă, dar eu nu înțeleg, mă, de ce l-oprești în mijlocul drumului, mă, așa. În halul ăsta, bă, animalule, mă. De ce opriți așa, mă, în mijlocul drumului? N-aveți unde să opriți. Îl oprești în mijlocul drumului. Așa. Nu fi greșit chiar atât de rău, mă, să-i dai cu... Bă, și-am observat, bă, chestia asta mie nu-mi place, mă. Eu vă spun drept. Nici pe rămâne... M-am observat, bă, bun, am greșit, bă, tragem într-o parcare undeva și fă-mă să plătesc, dar nu mă opri fără motiv. Așa nu opresc fără motiv, știi? Dar nu-l opri, bă, pe mijlocul drumului, bă, că blochează circulația. Eu dacă blochez circulația, vii și mă spargi. Nu? Da, mă, vezi de treaba ta, coxule. Vezi de treaba ta, coxule. Ușor, 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 ușor. Ușor, ușor, că aici am scamera, că îmi lasem acolo. Hai ceva dreapta. Uite și tu ce blocuri înalte au, bă, să mă bată. Uite și tu. Mă bată cangurii cu picioarele. Bate mari cangurii numai cu picioarele de spate să mă bată. Înșele. Ia uite și asta ce zâmbește după indicatorul ăla. O, trebuie să mă bag încolo, bă. Dar să vin pe rombe banda asta ca să fac acolo în dreapta. Pe aici, bă, pe aici cred că acolo am mai fost pe partea. Parcă mi-aduc aminte de intersecția. Parcă să mi-aduc aminte de intersecția. Nu mai mult 3 km până acolo și revenim cu un update acolo, da? Vă arătai cum e fașa prin centru, prin centru Liverpoolului. E cu pace. GoPro stop recording. Uite la ce aici, bă, fra. Dar te-ai și voi aici. Ce ruine, ce castel aici. Asta e foarte vechi, bă, viața. Și aici, în dreapta, sunt multe ruine, da. O să vă arăt aici, în dreapta. Uite. Deci pilonii, cum erau înainte odată, bă, bă, bă. Japonia. Știi? Acum să mă întorc încolo, să vin încoacă firma aia pe ei, la mai în față. Unde mai e? Uite, Palatul Chineșilor. De-aia nu dă ora exactă. De la Palatul Chineșilor. Bă, acum, la ce firmă de ajung, mă? Nu ai să fac dreapta pe următoare. Da, așa că merge mai în față. Shipping Service LTD. Aici de intru. Pe strada asta, da? Shipping Service LTD. Ia să vedem ce face mai în gărăzul acolo ăsta. Bă, dar nu cred că mă întorc în direcția asta, am cu șeptic. Cu 12 pic, nu cred că mă întorc în direcția. Cu tirul mă întorceam.
nu știu cât. Cât viraj trebuie să iau eu cu șeptica asta să mă pot întoarce. Cât viraj să iau eu, stânga, dreapta să mă pot întoarce, să sper să mă întorc, fac. Româneață cu șeptică, cu 12 pică, aia mai greu de făcut decât cu tir. Mă, bată cu, cu, vă spun drept. Uite, ca să vedeți, aici făceam românească cu tir fără probleme. Cu șeptica, cu 12 pică, trebuie să mă iau așa în larg. Iau cu maxim. Și nu, nu trec, bă. Bă, nu trec, bă, ești nebun la cap. Făcui și pe asta, adică cu spatele intersecție. Bă, ești nebun, mă. Bă, deci... O, să mă bată, mamă, adică cu spatele intersecție, mă. Văzură, dar dată-mi la ei, dacă e. Doamne, e mâncața așa termine. 12 pică îmi trebuia. Bă, proaste-s 12 pică așa, n-am nicio treabă, de-aia nu le spun. M-a dus aici că n-am putut să fac așa. Dar de-aia, bă, nu mă, cu tir, mai ușor. Vă spun drept, cu tir... De unde intri cu tirul, intri. Dar 12 pici ăștia nu se virează, nu se virează. Văzură, deci pe viu văzură, nu... Și-o crezi că intru, intru, că nu. Bă, ce am în figuri. Și Pink Service LTD, uite, am văzut. Hai că era... Hai că era să nu. Da, pe ei. Japonia! Hai, e da, noi cum faci? Uite, bă, și tu, bă. Uite, bă, și tu, răul întorc, bă. Greul întorc, bă. Fum polonez cu locul după, trebuia să mut. Mă duci și rugai, mă duci jos și rugai ca să mute el, ca să pot să mă întorc și eu. Bă, urâte, bă, 12 picile astea. Mai ales alea de 20, alea care pentru volum sunt urâte, cu cât e mai lungă și n-are zi. Și dintr-o bucată, cu atât e mai înălușită. Acum am 95 de km, descărcăm. Ăsta e drumul pe aia de aceea. 25 de km, mai descărcăm la 1. În 25 de km, descărcăm la 1 metru. După care Wigan 2 descărcări și la revedere. Hai că aici trebuie să întorc. Dar nu întorc dacă e. Învățătură de minte. Cu 12 pica nu te joci. Nu faci românești, nu alea. La 4 milion 2, 3. Bă, eu aici trebuie să fac o altă chestie. Mă ceam în sus și întorceam acolo. Dar acum dacă nu e în jos, mă duc în jos. O să mai periculoase, mă, decât. Dacă nu e în jos, o iau în jos. Și întorc pe aici, așa, pe undeva. Uite, de exemplu, dacă m-aș băga, uite cum ar fi. Aici nu vine nimeni după mine și m-aș băga pe strada asta cu spatele. Știi? Pe strada asta cu spatele. Înțelegi? După care aș da cu fața aici. Urâte sunt. Să-ți vină mai greu. Da, aș fi văzut cineva. Să-ți vină mai greu cu șeptica de cu tirul. Pe cutirul aici de-a românească blană și era legal. Dar cu asta ce fac? Mă duc încolo să fac 4 bucăți de manevre. Amin, amin. Ca să vă explic un pic cum stăm, man, sunt plictisit rău de tot. E soare afară, e cald. Vai de capul de zilele mele. Găsi firma aia din Liverpool, care era mai aproape de Wigan încoace. Acum WN8 WN8. Deci asta nu-s departe una de alta. Am în două descărcările. Mai avem un palet într-o parte și niște role într-o parte. WN 8 8 E B. Două în Uiga, așa caz viața mea. 70 km până în Uiga, ante lângă ea. Înțelegeți? Cam atât eu vreau să vă spun pentru astăzi, că oricum nu mai am niciun chef să mai fac, să mai traf un travlop, pentru că sunt transpirat, sunt vai de capul meu. Pic pe butonul de like în cazul în care v-a plăcut acest track vlog puternic, acest 12 tone vlog. Și ne-am dat la viitoare cu cea mai mare pace, cu cea mai mare ok.
Acum aștept o părere de la voi. Cum ar fi, aș lucra pe 12-2 sau mă ajunge pe tir? Îmi place să bântui așa. Adevărul că e ușoară munca. Când devine ușoară munca? Când îți știi joburile. Dar dacă nu știi joburile și să filme multe, tot așa o să ții tot timpul într-o agitație și într-o asta. Că n-ai cum să reuși pe toate. Că nu ești bibliotecar o stare. Cum dacă ești o fire mai ca mine, așa, mai pe power, ai nevoie de adrenalină, ai nevoie de ceva nou, știi? Și e bine, da? Să știi că nu rezici așa foarte mult timp. Din cauza faptului, uite, eu am 5 zile deja. Și deja gata, nu mai pot să mai... Vă pup, n-are tot respectul. Te-am dat și meu follow pe Facebook, follow pe Insta și până data viitoare. Ai grijă de trupurile voastre, pentru că ăla e singurul loc unde ești obligat să treci. Te pup și ne auzim. GoPro, stop recording.